Mă simt onorată când sunt invitată aici la acest minunat festival, la cea de-a șasea ediție. De această dată a fost un festival puțin mai greu pentru mine, pot să spun, că am avut aceleași emoții ca și concurenții, fiind în juriu și fiind toți tineri și frumoși, mă gândeam la timpurile când concuram și eu și mă gândeam oare ce vor zice cei din juriu. E, de data asta a trebuit eu să fiu cea care spune din partea jurului pentru concurenți. Le felicit pe fete, îi felicit pe băieți. Într-adevăr, am observat că s-a scos din lada de zestre costumele vechi, autentice. Și pe mine asta mă bucură de fiecare dată, pe lângă repertoriu ales și pe lângă vocile frumoase și minunate. Cred că va fi foarte greu pentru juriu să decidă și să delibereze. Cel puțin din punctul meu de vedere, i-am trecut la toată lumea, că bine și na, propuneri. Pentru și pentru. La fel, bineînțeles, și publicul a avut contribuție, pentru că și ei au primit cu căldură și cred că le-au mai luat așa din emoții. Eu, în continuare, vă doresc tuturor celor care ascultați acest post de radio să aveți lumină în suflet, dragoste de viață și de cântec. Și să nu uitați niciodată rădăcinile noastre, pentru că de la Opinca am plecat și mai jos de Opinca nu putem merge. Mai sus, da, dar mai jos nu. Deci să nu uităm de unde am pornit de fiecare dată. Și bineînțeles, sărbători fericite tuturor și un an nou cu bucurie și cu împliniri și cu, de ce nu, și cu schimbări.